Sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul României a adunat aici la Mănăstirea Sfântului Andrei, de lângă Ion Corvin, aproximativ 200 de credincioși. Nu sunt la fel de mulți ca pe vremuri, însă cei mai curajoși dintre ei, probabil locuitorii ai comunei Ion Corvin, au venit aici să se roage pentru bunăstarea României și a românilor. Multă rugăciune și dragoste pentru poporul acesta care e dezbinat la ora actuală, da. Atâta timp cât nu s-a schimbat de 2000 de ani în Dacia, în meleagurile astea, adică am rămas aceiași romani de o parte, jandarmeria, și creștini de partea cealaltă, Dacii. Nu e mesajul meu, e al părintelui, deci da. Niște vorbe foarte înțelepte care le-a spus, care sunt de actualitate. Părintele e lângă noi aici la rugăciune și se roagă pentru poporul ăsta. De fapt, este ultimul dac din Dacia care s-a dus. Vedeți, nu s-a schimbat nimica. Ei au făcut pușcării comuniste, acum vine alt fel de pușcărie, mediatică, tot felul, pandemie, restul, tot pușcărie este, dar e planetar acum. Este prima dată când vin la Peștera Sfântului Andrei, deși am avut ocazia și atunci când era voie, dar astăzi consider că ar trebui să vină mai mulți români ca niciodată, pentru a ne păstra credința, tradițiile. Nici o boală nu ne poate despărți de Hristos și de dragostea de țară. Pentru cine v-ați rugat? Pentru toți. Pentru toți. Sunt prea mulți ca să pomenesc doar familia. Toți. Tot neamul românesc, pentru că Sfântul Andrei ne-a iubit pe toți românii. Mântuirea sufletului și venim pentru credința românească pe care avem în suflet. Aș putea spune mai multe, dar să lăsăm așa, știți cum e, în duhul credinței, pentru mântuire. Să dea Dumnezeu să ridicăm fruntea, că prea am coborât-o. Cred că ar fi bine să românul să înțeleagă din nou că, de fapt, credința este cea care l-a ținut atâta timp pe acest pământ și ar trebui să ne întoarcem iar la o dreaptă socoteală, pentru că prea ne-am înrăit. Cred că a venit timpul să realizăm mai bine ceea ce înseamnă a fi român. Vă rugați pentru unitatea României, a românilor. Întotdeauna, bineînțeles. Și mergând duminică de duminică la slujbă, din biserică în biserică, toată lumea doar asta face. Se roagă pentru conducătorii noștri. Din păcate, uitați ce s-a întâmplat. Să sperăm că Dumnezeu să ne ajute, că românii se vor deștepta, că mâine vor cânta imnul fiecare la el acasă. Dacă la Alba Iulia nu mai putem merge, măcar aici să venim. Și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu și caută și acum ca un milostit ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, pe Crești Dumnezeu nostru și noi sunt și vecilor. Amin. Ușa milostirii deschide o nouă, prea binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să ne primim noi ce și ne găsim în tine, să ne izbăvim prin tine de nevoi, pe tine.
Iată, suntem în ziua cea mare a sărbătoare națională închinată Sfântului Apostol Andrei, Părintele Duhovnicesc al tuturor românilor. Să rămânem cu povața Sfântului Andrei, cu învățătura Bisericii, cu împărtășirea Mântuitorului, pentru că ne pregătim să întâmpinăm pacea Mântuitorului, să avem pace cu toți în sufletele noastre. La mulți ani! Sfânta Împărtășanie în fiecare zi mă păzește cel mai mult. Slujesc în fiecare zi și știm că în Sfântul Potir nu este niciun microb dovedit științific. Unii spun că se călăzesc după știință, care n-are și credință, slabă călăuzire. De aceea trebuie, știința e de la Dumnezeu, nu e de la oameni. Oamenii cred că e de la ei. Ei au cercetat ceea ce a lăsat Dumnezeu. Tot cu mintea dată de Dumnezeu și cu harul său. Și sigur, nu mă înghesui, dar acum l-am împărtășit, trebuie să vin. Unde e Sfântul Potir, acolo nu este decât Hristos și Hristos învinge orice virus. Ați lăsat și o invitație către autoritățile centrale să participe la acest... Da, au participat cu sufletul și cu dragostea, că ne-au lăsat să ajungem aici. Au participat și autoritățile, pentru că iată cum voirea autorităților. Vreau să mulțumesc polițiștilor, jandarmilor, care au fost îngăduitori cu toți românii care au venit aici. Aveam încredere în ei și am mai departe încredere în polițiști și în jandarmi, pentru că sunt paznicii noștri și ne sunt de mare folos. Asigurăm măsurile de ordine la această manifestare religioasă din localitatea Ion Corvin. Acționăm cu peste 100 de jandarmi și polițiști, acționăm permanent cu echipe de dialog care se adresează participanților și îndeamnă la respectarea legii, la respectarea în primul rând a măsurilor de protecție sanitară, dar și a celorlalte acte normative în vigoare. Au fost verificații la filtrele formate din jandarmi și polițiști pe care le-ați văzut pe drumul de acces către biserică. Avem o evidență a tuturor persoanelor care participă, inclusiv din partea bisericii, dar și cetățenii trecători. Și dacă se impune, vom lua măsurile legale. Eu pot să vă asigur că nu am fost niciodată ezitanți în aplicarea legii și nu vom face nici de această dată acest lucru. Permanent am avut echipe de dialog, chiar înainte de sosirea primilor credincioși. Vor fi aici până pleacă ultima persoană, le vom adresa recomandări constante la respectarea legii și mai ales la respectarea măsurilor de protecție sanitară, pentru că este pe primul loc sănătatea. Ceea ce vrem noi să evidențiem este faptul că trebuie să ne pese de sănătatea noastră, personală, dar și colectivă. Scopul nostru nu este acela de a sancționa, nu am venit aici cu gândul de a aplica măsuri coercitive. Tot ce ne dorim este ca acest eveniment să se desfășoare în bune condiții, cetățenii să poarte măsurile de protecție individuală, să poarte mască, să poarte mănuși, dacă se poate, și să respecte distanțarea socială.